Judecătoriei Timișoara au fost validați 25 de consilieri locali din cei 27 consilieri aleși la data de 27.09.2020. Numărul de consilieri aleși și validați prezenți la ceremonie este de 25. La ședință participă în calitate de invitați domnul eurodeputat Dacian Cioloș, domnul Alin Nita, președintele Consiliului Județean Timiș, domnul deputat Dan Barna, doamna Iran Lin, domnul deputat Cătălin Drulă, domnul Ioan Fenerbaș, domnul senator Nicolae Folcoi și excelența sa, domnul ambasador Vasile Popovici. Având în vedere îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 116, aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, validarea unui număr de mandate de consilier local mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local, stabilit potrivit articolului 112-171 din OUG numărul 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se constată că ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local se poate desfășura. Lucrările ședinței de constituire sunt conduse în conformitate cu prevederile articolului 116, aliniatul 4, din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție, rezultă că cel mai în vârstă consilier local este domnul Lucian Călăraru, născut la data de 8.1.1955, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnul Raul Andruș, născut la data de 29.5.1991, și domnul Vlad Andrei Boldura, născut la data de 3.8.1990, care sunt invitați să preia conducerea ședinței. Vă mulțumesc și vă mulțumesc. Vă rog. Bună ziua! Îmi revine onoarea de a conduce această ședință importantă pentru orașul Timișoara. Este o ședință de înscaunare a celor care au fost votați de Timișoara și de Timișoara. Ca urmare, să trecem la preambul și să începem să depunem jurământele, jurământul în ordinea de zi. Normal. Deci, vă rog, eu o să pronunț numele și prenumele și ordinea de zi. Și validează mandatele următorilor consilieri locali.
reșinfectant, meșter Andrei, Lațcău Ruben, militarul Elena Rocica, Coltura Vlad Andrei, Negrișanul Răzvan Gabriel, Stana Răzvan Ion, Muntea Roana Maria, Sila Gheaita Solina, Merian Ofitur, Romocean Paula Anca, Mirca Cornel, Florin, Muzeul Escarico, Orte, Iacu Mugan Aldel, Andru Șuraru, Moșilu Simion, Bara Bașorențu Flavius, Lulciu Cabina Răzvan, Santu Constantin Ștefan, Mari Daniela Mirela, Călderaru Lucian, Răzvan Sebastian, Răpădatul Andra Anca, Traian Marius Lucian, Iescu Roxana Teodora. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului municipiului Timișoara, așa să ne ajute Dumnezeu. Dacă permiteți o intervenție care se referă la aceste jurământe care de 30 de ani de zile le rostim cu toții noi cei aleși să reprezentăm cetățenii României, poporul român, și constat că 30 de ani de zile, după depunerea acestui jurământ, mai ales în Parlamentul României, mulți au jurat strâng și au ieșit la conducere, mulți nemernici, hoți, badiți, care nu s-au sfidat să fure în continuare idealurile Revoluției Române. Vă mulțumesc!
pentru a transforma
mă uit și la cei care ne reprezintă în Parlamentul României, în Varna, Cătălin Drulă, Bucăipoi, Timișoara și Banatul au multe de dat acestei țări și contez pe voi și pe toți parlamentarii pe care îi vom vota în curând să întărim colaborarea strategică între instituțiile naționale și cele locale. Fac și un apel către toți actorii politici să susțină proiectul unui nou spital municipal pentru Timișoara. În ultimul rând, vreau să mă adresez și celor care nu au putut fi fizic cu noi astăzi, dar ne urmăresc pe Zoom, reprezentanții cultelor și a minorităților, oameni de cultură și antreprenori, activiști sociali și cetățeni implicați. Timișoara are nevoie de voi. Noi, cei care avem puterea formală, suntem doar facilitatori pentru ca ideile și contribuțiile voastre să devină realitate. Vă mulțumesc, dragi timișoreni, pentru perseverența și pasiunea voastră. Nu vă pot promite că voi semna totul, dar vă pot promite că ușa primăriei mele va fi mereu deschisă. Dragi timișoreni, nu vă pot promite că voi fi un primar comod, dar voi fi un primar sincer, cu toate greșelile mele, dar cu siguranță și cu toată energia mea. Voi da în fiecare zi totul pentru Timișoara. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc. Anumarea să revin acum pe Marenica, președintele Consiliului Județean, să ne spun. Mulțumesc, domnul ministru, felicitări și ție și tuturor celor care de astăzi au început un nou drum pentru Timișoara. Sperăm să fie un drum al prosperității, al bunăstării pentru locuitorii săi, un nou drum în care Timișoara și Timișul să arate țării întregi, pe tot din această parte de vest, din proiecte inovative, din idei noi, vine un nou model de colaborare în politică, bazat pe proiecte, pe lucruri bune pentru cetățeni. Vă doresc mult succes în această muncă foarte grea de a justifica la nivelul uriaș al așteptărilor cetățenilor care v-au votat. Eu, din partea Consiliul Județean, vă asigur și la sigur pe domnul de întregul meu sprijin, de sincera mea deschidere către realizarea tuturor proiectelor importante pentru municipiul nostru de ședință de județ. Și domnul vei avea în mine un prieten sincer și devotat obiectivelor pe care ți le-ai propus pentru Timișoara. Și nu voi preții niciun efort să bat drumul Bucureștiului pentru proiectele Timișoarei care sunt și proiectele Timișului. Vreau în același timp să vă asigur pe toți că voi fi foarte implicat și voi urmări ca proiectele începute de administrația liberală în acești 8 ani de zile în care a arătat că Timișoara s-a dezvoltat fantastic față de precedentele mandate, să fie dusă la bun sfârșit și să producă efectele pe care administrația liberală le-a gândit pentru cetățeni. Mult succes și împreună să reușim să facem lucruri extraordinare pentru cetățeni. Felicitări! Cred că primăria Bucureștiului este cea mai grea primărie din România
Știu că va avea foarte multe muncă. Am avut deja în aceste zile câteva întâlniri cu domnul primar și am început să discutăm câteva chestiuni legate de ceea ce a spus și dânsul, și anume de această pandemie. Știți foarte bine cu toții că județul Timiș se află la o rată de infectare în momentul de față de peste 3 la mie și îl aștept pe domnul primar alături de președintele Consiliului Județean, pentru că ei fac parte din Comitetul Județean pentru situații de urgență, alături de instituția prefectului, de celelalte instituții implicate în această perioadă în lupta împotriva acestei pandemii, să se alăture și împreună să luăm cele mai bune decizii și cele mai bune măsuri, astfel încât atât județul Timiș, cât și Timișoara să iasă cât mai repede din această perioadă grea. Vreau să le adresez de asemenea consilierilor locali îndemnul de a susține proiectele orașului Timișoara, de a fi alături de primarul Timișoarei și de a lua cele mai bune măsuri și cele mai bune și de a face cele mai bune lucruri astfel încât Timișoara să continue același drum pe care l-a avut în ultimii ani de dezvoltare și de progres. Vă mulțumesc încă o dată, mult succes, felicitări dumneavoastră și grupului de consiliere cu care veți lucra în următorii 4 ani. Niciodată ți-ați jurat acolo. Avem o luptă, COVID-ul este o boală și mai avem un COVID, este boala națională. Trebuie să stăpim odată nimicnicia și nemernicia în această țară. Și vă mulțumesc frumos pe clar închisă ședința ceremonială de constituire. Vă mulțumesc! Domnule Rău, vă rugăm să primiți cu seama. Domnule primar, vă înmânez aceste însemne sfinte ale municipiului Timișoara. În 2016 și în egală măsură
să le mulțumesc și celor care de fiecare dată au avut altă opțiune, dar m-au respectat așa cum și eu i-am respectat. Vreau în continuare să vă felicit pe cei care ați ieșit învingători în lupta electorală recent încheiată, pe dumneavoastră, domnule Dominic Samuel Fritz, și pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali. Formație sportivă, având, după cum știți, fără îndoială cu toții, eu am tăria să receptez înfrângerea cu Fairplay, neacuzând nimic, dar nici reproșându-mi nimic, ci înțelegând, semin, în păcat, că majoritatea timișorelor de astăzi, cel puțin majoritatea celor prezenți la vot, și ei contează în democrație, nu agrează pur și simplu ce am oferit eu ca direcții de dezvoltare a orașului, ca pachet de obiective derivate pentru anii următori. Vă reamintesc, mi-am prezentat în termeni foarte concreți viziunea pentru perioada 2020-2030, iar eu nu pot oferi altceva pentru că am însemnat să o fac împotriva crezului meu și eu nu fac niciodată nimic, pentru nimic în lume, împotriva crezului meu. Am înțeles așadar că oferta contra candidatului principal, sensibil diferită de a mea, este agreată și, prin urmare, nu pot decât să-l felicit pe domnul Dominic Samuel Fritz că a rezonat mai bine cu concitadinii. Las această funcție mulțumit că după cei 8 ani cât am fost primar, amprenta mea asupra orașului este pusă puternic și pe termen lung și nimeni nu va putea șterge în viitorul previzibil. Nimeni nu va readuce afarul sau vreo altă mizerie similară în piața Victoriei sau într-un alt loc sfânt al orașului. Nimeni nu va readuce mașinile în cele 33 de străzi, 6 piețe și 3 piațete lăsate de mine pietonale, realizare care a indus pur și simplu un alt mod de viață în oraș, dar lăsate libere de mașini de mine, susținător pe de altă parte al ideii că suntem în epoca mașinilor și că, prin urmare, trebuie să creăm condiții maxime pentru ca mașinile se poată circula cu el, să nu stea în ambuteiaje, degajând astfel cantități mari de nose în aerul pe care îl respiră. Nimeni nu va desfința cele 4 pasaje lăsate orașului, cele 4 poduri care au lăsit cele 2 poduri vechi, itinere care au fost construite, nimeni nu va îngusta mulțimea de carosabile lăsite. Nimeni nu va desfința spitalul de copii cu 8 niveluri, cea mai mare construcție spitalicească făcută în țară, fără revoluție. Nimeni nu va opri proiectele demarate prin CNI și CNAI, respectiv cele negociate cu CNCFR, aflate toate în plină derulare, proiecte care vor aduce în curând orașului și regiunii, predate la cheie, obiective majore, unele dintre ele unice în România. Și tot nimeni nu va opri proiecte inițiate de mine pe bugetul local, gândite, comutabile, oricând, pe fonduri europene, aflate și ele în plină derulare sau la stat. Tot nimeni nu va opri cele 11 proiecte de realizare de centre culturale asumate de mine prin dosarul de candidatură la titlul de capitală culturală europeană, aflate în plină derulare. Nimeni nu își va permite să mă amenajeze ca pădure parc cele 520 de hectare de pădurea verde aduse de mine în patrimoniul orașului sub acest angajament, respectiv să mă amenajeze ca locație de festivaluri, concerte și etere diverse cele 90 de hectare de teren la ora actuală Iran de pe care a domnitat. Nimeni nu va renunța la vreunul din cele aproape 100 de proiecte pe fonduri europene, totalizând circa 550 milioane de euro depuse spre finanțare de diverse structuri ale primăriei, respectiv subordonate sau aparținătoare acestea. Domnule primar, Dominic Samuel Fritz, momentul dumneavoastră este foarte aproape, veți intra pentru exercițiul de primar, puteți spune de îndată. Nu știu dacă jucați fotbal. Eu juc și se spune că nu destul de bine. În orice caz dau M-U-L-T-E-G-O-L. Nu știu dacă compune muzică, eu compun și se spune că destul de bine.
Dar știu că dumneavoastră sunteți foarte bun, categoric mult mai bun ca mine. Ce vă doresc eu, însă, de dragul Timișoarei, este să fiți primar mai bun ca mine. Vă las un oraș care, după cifrele oficiale, este orașul desemnat anii șir, drept orașul cel mai dinamic din România. Eu puntez după cifrele oficiale, nu după mass media cu care eu n-am fost prieten niciodată. Orașul desemnat anii șir, drept orașul cel mai recomandat pentru investiții din România. Orașul cu cel mai mare volum de investiții străine, 4,4 miliarde de euro, în condițiile în care niciun alt oraș nu depășește 2 miliarde de euro. Orașul cu cea mai mare dinamică în construcția de locuințe. Orașul cu cel mai redus șomaj, practic tot. Orașul cu cei mai mulți tineri ca pondere în populația totală. Orașul cu cea mai mare suprafață verde pe cap de locuitor și cu cei mai mulți copaci pe cap de locuitor. Orașul cu cel mai mare număr de proiecte pe fonduri europene, aproape 100, spuneam, și de cea mai mare valoare cumulată, peste 550 milioane euro. Orașul viitoare capitală culturală europeană. Iubiți-l cel puțin cât l-am iubit eu. Serviți-l cel puțin cu aceea dăruire cu care l-am servit eu. Doresc succes, domnule primar. Vă mulțumesc tuturor!